Mircea M. Ionescu, Asasinul acordă interviuri. 2. Capitolul 6. Timp de 11 zile, toate informațiile au curs normal, ca în electrocardiograma unei inimi sănătoase, și deodată această oscilație puternică a șoferului Cazacu. Era spre seară, o jumătate de ceas peste 6, când maiorul Adamache și procurorul Coste înțeleseseră că îi așteaptă poate noaptea cea mai lungă. Planul de bătaie era limpede, simplu și concis. Maiorul urma să facă o vizită Ioanei Veronescu. Procurorul trebuia să-l aștepte pe Grigore Călinescu în fața blocului acestuia, în drumul taberei, iar Pavel Mezaroș demarase deja spre Sinaia, cu 3 fotografii la el. Încerci să afli totul cât mai urgent, Pavele, aproape că-i ordonase maiorul la plecare. Cerul coborâse umed peste Sinaia. La hotelul de la Cota 1400, oamenii muntelui erau încă veseli, sfidând ploaia rece ce nu înceta de dimineață. Era 8:15 când Pavel Mezaroș, unul dintre cei mai buni automobiliști, intră în hotel. Recepționera l-a primit rece cu obișnuitul. Nu mai avem niciun loc. El s-a legitimat discret și i-a cerut câteva lămuriri. Nu știți cine a fost de serviciu duminică 20 octombrie dimineața? Recepționera căută într-un registru. Duminică 20 octombrie eu am fost. Pavel Mezaroș zâmbi ușor, bucuros că nu trebuia să mai pierdă din timpul lui prețios pentru a găsi tura din 20 octombrie. De o anumită doamnă Veronescu, vă amintiți? Cum să nu, soția unui mare doctor. Așa discuta lumea pe aici. Primea fiecare zi câte un telefon de la București. Vizite primea? Nu prea. Deci mai primea. De 2 ori a căutat-o cineva, cel puțin în tura mea. Da, exact de 2 ori rețin perfect. Dânsa a venit într-o duminică, eram tot eu de serviciu. Atunci, după ora 2-3, a căutat-o un englez. Un englez? Da, cel puțin așa voia să pară. M-a întrebat în englezește de dânsa. Era un tip deosebit. Capitanul scoase din portofel o fotografie, cea a lui Grigore Călinescu. El era? El. A doua oară tot el? Tot el. Și tot duminică. Dimineața însă, atunci în 20 octombrie, a urcat în cameră? Nu, prima dată ea l-a cam certat. Îi reproșa că a sculat-o din somn, în englezește. Cred că au stat 5 minute aici în hol și s-au despărțit. El a plecat supărat, trântind ușa. A doua oară au ieșit împreună. Vă amintiți exact la ce oră? Cred că până în 10. Da, până în 10, pentru că grupul elvețian a sosit pe la 10:30. Altcineva n-a mai întrebat de doamna Veronescu? Ba da, la o oră și ceva după ce a plecat doamna Veronescu cu englezul, a venit un domn puțin mai în vârstă și a întrebat de dânsa. Tot străin? Nu, român. Capitanul îi întinse fotografia doctorului Petre Veronescu. El e și a rămas tare surprins când i-am spus că doamna a ieșit însoțită. A cerut relații suplimentare? Nu. Mi-a mulțumit și a plecat. N-a lăsat nicio vorbă, niciun mesaj, nimic. Eu însă i-am comunicat doamnei la 4 când a venit că a căutat-o cineva. Părea surprinsă? Da, a tresărit. Apoi a făcut imediat o comandă telefonică cu Bucureștiul. Nu i-a răspuns însă nimeni. A revenit? Nu știu, la 8 m-a schimbat colega. Stați că caut în registru, răsfoie atentă. Da, văd că a revenit. 3 minute a plătit. 123560, întrebă Pavel Mezaroș. Exact. 123560. Și recepționera îl privi mai mult decât mirată. Au vorbit 3 minute. La ce oră? Nu-i musai să fii vorbit 3 minute. Un minut sau 10 secunde, noi le taxăm la fel. La ce oră, nu mai știu. Capitanul îi mulțumi frumos și o rugă să păstreze discreția asupra discuției lor. Coborâ rapid în Sinaia la miliție și verifică dacă un Opel Beige 3B4009 fusese văzut cumva la 20 octombrie în oraș. După câteva minute de căutări, răspunsul veni ferm. A fost, tovarășe capitan, a plătit și o mică amendă, staționare neregulamentară. Formă prefixul 90 și continuă cu 123560. Maiorul Adamache se afla acolo. Exact așa cum ați spus dumneavoastră, tovarășe maior. În plus, o convorbire la telefon, după ora 20, în jur de 3 minute.
Mulțumesc, Pavele, poți să vii cu viteza legală și somn ușor, ne vedem mâine dimineață. Era ora 9:15, luminile Sinaiei fumegau liniștite sub ploaie. Dan Adamache fusese mai puțin norocos. La 7 fix intră în curtea din strada Dornei 24. Dar calorifistul Mihai Todea îi spusese că soția defunctului e plecată. Ți-a spus cumva la ce oră se întoarce? Nu, tovarășe maior, dar până în ora 9 precis, bine, pentru că atunci plec eu. Cred că pe la 8:30, 9:15 va apărea. Așa a venit și aseară și alaltă seară. Mai în fiecare zi pleacă, uneori numai dimineața și vine seara. Zice că nu poate suferi singurătatea, că nebunește când vede patul gol. Se duce la o prietenă de-a dânsei. Altceva deosebit? Totul e normal. Niciun telefon, niciun tip străin sau vreunul care să fi greșit adresa din întâmplare. Doctorul cum se comportă? Normal, vine dimineața pe la 10 și studiază nu știu ce în biroul profesorului. Nu stă mai mult de o jumătate de oră. Apoi revine după amiază pe la 4 și pleacă pe la 6:30. A întrebat cineva de el? Nimeni. Nici nu l-a căutat nimeni la telefon? Nu. În ce relații se află cu Ioana Veronescu? Nici aici ceva aparte, cel puțin până astăzi dimineață. Am impresia că Ioana Veronescu l-a cam evitat. Și azi dimineață ceva mai deosebit? Azi dimineața a fost o discuție mai tare. Ce vrea să însemne ceva mai tare? Mihai Todea tăcu câteva clipe, căutând parcă să nu omită nici cel mai mic amănunt. Și începu cu lux de detalii ca într-un scenariu. Doctorul a bătut la ușa dormitorului. Intră, a zis Ioana Veronescu. Doctorul Grigore Călinescu a intrat încet. Ți-am spus să mă lași în pace, ieși afară, a țipat soția savantului. Ioana, a insistat doctorul, ieși afară, nemernicule. Numai din cauza ta s-a întâmplat toată nenorocirea. Și mai ai și tupeul să vii în casa asta, unde a lucrat el, unde am trăit toată viața fericiți. Ușa s-a trântit. Doctorul a ieșit cu pași nervoși. S-a mai auzit doar plânsul înăvârșit al Ioanei Veronescu. Doctorul Călinescu a părăsit locuința, încheie subofițerul. Maiorul ieși aparent bine dispus. Strada Dornei era întunecoasă. Becul de la stâlpul din fața vilei Veronescu se spărsese. După ce traversă atent strada la capătul ei, înainte liniștit până în dreptul casei de vânzare. Cartierul părea pustiu. Se auzea doar vântul cum mătura casele și strada. În fața casei de vânzare împinse ușor poarta. Deschise și ia la comandă. Dan Adamache o închise fără zgomot. Prin gardul de zid cu mici romburi goale, vedea perfect vis-a-vis. Își alesese o poziție cât mai comodă și începu să aștepte. Medită la relatarea mai interesantă cum îi precizase Mihai Todea. Tovarășe maior, apăru o voce șoptită în radioemițător. Vine, e singură. A coborât tot singură din mașina 34. Bine, Simi, așteaptă-mă în mașină. Ioana Veronescu în doliu se contopise cu întunericul. Intra abătută în casă. La 9:05, Mihai Todea părăsi vila, lăsând-o singură pe soția savantului. Peste 10 minute, maiorul sună lung la ușa Ioanei Veronescu. Într-un târziu, aceasta întrebă speriată. Cine-i? Oameni buni, doamnă Veronescu. Recunoscu vocea maiorului, dar îi deschise surprinsă. Femeia nu se schimbase încă. Așteptați pe cineva, doamnă? Pe cine pot eu să mai aștept, domnule maior? Îi răspunse aspru. L-am căutat și mai devreme, se scuză Dan Adamache, și am aflat că vă întoarceți în jur de 9. Am fost la o prietenă, Rodica Vadu, dacă vă interesează exact. Sunteți liberă să mergeți unde doriți, doamnă Veronescu. Nu pentru asta v-am deranjat. Atunci, sper că v-ați revenit cât de cât de pe urma șocului și putem discuta acum mult mai deschis. Atunci nu era momentul cel mai potrivit. Așa mi-ați spus și v-am înțeles. Mulțumesc. Acum trebuie să mă înțelegeți și dumneavoastră. Voi încerca, domnule maior, fiți convins. Vă mulțumesc anticipat, doamnă Veronescu. Dan Adamache tuși căutând un glas mai grav. În ultima dumneavoastră declarație n-ați avut tăria să spuneți tot adevărul. Sper că o veți face acum. Concret, domnule maior, n-ați putea să ne vorbiți despre cum v-ați petrecut timpul în acea duminică de 20 octombrie, mai exact de la 10 dimineața până la 4 după amiaza? Ioana Veronescu tresări puternic, înțelesese perfect. Ce vreți să insinuați? Absolut nimic.
Dacă faptele sunt o insinuare, atunci îmi cer scuze. Mai direct, domnule major, aproape că se răsti femeia în negru. Ce vreți să știți? Nu m-am culcat cu el, să vă fie clar. Am fost până la vârful Cutor cu telefericul. Am băut o bere acolo, asta e tot. Nu prea cred eu că asta e tot. Sunt nevinovată, domnule major. Depinde cum privim vinovăția, doamnă. Grig m-a curtat tot timpul de 3 ani încoace, nu mă slăbea cu telefoanele, cu declarațiile și apropourile. Nici nu știu cum a aflat că sunt la cota 1400. Inițial trebuia să plec la Predeal. E un afemeiat, nu l-am înghițit niciodată și Petre nu avea temei să se apuce de băutură din cauza lui. Oricum, în duminica aceea ați petrecut câteva ore bune în compania lui. Vă repet, am fost cu telefericul și am servit o bere. Nu cred că am făcut o crimă. Știu eu, poate e un delict moral și dumneavoastră v-ați dat seama curând de treaba asta. Altfel n-ați fi avut atâtea remușcări în seara acelei duminici. De fapt, eu venisem să vă întreb dacă vă mai amintiți perfect ultima convorbire telefonică cu soțul dumneavoastră, cea de duminică și nu de sâmbătă, cum mi-ați mărturisit. Regret, domnule Maier, dar cu soțul meu am vorbit ultima dată sâmbătă. Vă aduceți bine aminte? Mai am încă memorie. Și totuși, duminică 20 octombrie, ați vorbit de la cota 1400, cerând 123560. Ați plătit doar o convorbire de 3 minute. Am plătit, domnule Maier, dar n-am vorbit cu nimeni. Cred că telefonul era scos din priză. Așa obișnuia Petre să facă atunci când se afla singur și lucra. În seara aceea mi s-a răspuns o dată greșeală, doamnă, și apoi a sunat mereu fără să răspundă cineva. Rețineți cam la ce oră vi s-a spus greșeală? Era 10 și câteva minute. Știu că începuse ultimul radiojurnal al zilei. Așteptam buletinul meteorologic. Maiorul notă ceva pe un bilet de tramvai. Tăcu în mod voit aproape un minut. Ioana Veronescu îl urmărea dezarmată, așteptând o nouă întrebare. Și acesta veni ca un trăsnet. Credeți că soțul dumneavoastră se putea sinucide din cauza relației dintre dumneavoastră și Grigore Călinescu? Femeia lăsă capul în jos, două lacrimi alunecară pe obraj, ca într-un ritual al iertării. Vreau să spună ceva, dar cuvintele se încălecau vinovate și ca să prăbuși într-un hohot dureros. Maiorul înțelese răspunsul. Îl luă ca o reculegere. Îl apăsa plânsul femeii, se simțea puțin vinovat, dar își zise că legea adevărului e dură și asta îl mai liniști. Stimată doamnă, aș vrea să plec, nu însă înainte de a vă ruga un lucru. Vă ascult. N-aș dori ca despre discuția noastră din această seară să știe cineva și mă gândesc în primul rând la Grigore Călinescu. Vă promit, domnule major. Procurorul Marius Coste fusese cel mai ocolit de noroc. Stătea de aproape 5 ore vis-a-vis de blocul lui Grigore Călinescu. Când ceasurile își trecuseră limbile dincolo de miezul nopții, o Dacia 1301 opri în fața blocului unde înțepenise la intrare procurorul. Marius, îl strigă încet majorul. N-a venit încă, Dane. Lasă-l, Marius, e un afemeiat. Altă treabă avem noi acum. Haide repede. Dacia majorului tăie ca un fulger noaptea friguroasă a Bucureștilor. Ajunse curând la telefoane. Procurorul urcă în grabă în clădire. Avea o cunoștință care se întâmpla să lucreze de noapte. Tura din noaptea de 20 spre 21 octombrie era din fericire și acum de serviciu. Fetele de la 091 nu își prea aminteau despre o convorbire cu Sinaia. Cota 1400. Era și dificil. Mii de convorbiri zilnic și trecuse un timp suficient pentru uitare. Treaba asta însemna, într-un fel, să cauți acolo în carul cu fân, dar majorul se încăpățâna să creadă în reușită. Folosi și câteva manevre simple de trezire a reflexelor de urmă, făcu și cele mai diverse asociații. Procurorul intră și el în jocul acesta, însă nimic. O voce surprinsă duduie, așa ca și cum te-ai afla în casa al cuiva și din reflex ridici receptorul și nu mai știi ce să spui. Odată de 2, de 3, de 4, de 5 ori aceleași cuvinte. Într-un vă caută Timișoara, aveți Clujul, Iașiule, dă-mi te rog 1472, acum. Și la 4 dimineața, când totul părea în zadar, o fată blondă, Fleur Necula, și-a amintit că au un vis căutat în zori.
M-a sunat Sinaia, da, cota 1400. Eu am format numărul de mai multe ori. Mă cam enervase doamna de la cotă. Cred că de 10 ori i-am făcut legătura și nu răspundea nimeni. Prima dată i-ați făcut legătura greșit? Nu, domnule, am întrebat numărul, mi-a răspuns o voce groasă de bărbat. Da, am făcut legătura și am ascultat primele cuvinte. Că așa obișnuiesc eu, ca să vadă dacă e bun circuitul. Și ce au vorbit? Doamna de la cota a pronunțat un nume de bărbat. Petre? Petre? Parcă Petre. Și bărbatul ce a răspuns? A zis că e greșeală sau așa ceva. Cota a închis telefonul, am scos fișa și am întrerupt circuitul. Ești sigură, domnișoară, că era numărul 123560? Categoric, ăsta era, pentru că mi-am zis, tot repetându-l, încep să înveți numărătoarea. Flori, dragă, nu vedeți ce număr frumos, 1, 2, 3, ca într-o lecție. Poate ai greșit prima legătură, domnișoară, a intervenit procurorul. S-a mai întâmplat și altora. Nu cred, domnule, am cerut numărul și mi-a răspuns da. Nu cred că a greșit Marius, să-l auzi pe Dan șoptindu-i. Noi cred că am greșit în noaptea aceea. Capitolul 7. Somnul maiorului fost scurt. La 8 dimineața se și afla în biroul său bine dispus, de parcă ar fi venit din concediu. Îi plăcuse mult cea de-a 11-a zi, lungă de 20 de ore. O zi plină, revelatoare, care îi dădea sentimentul că se află pe drumul adevărului. Perfecțiunea accidentatului începea să se clatine. Nu avea însă probe. Era conștient de acest lucru. La urma urmei, era suficient ca centralista să fie format o singură cifră greșită și de atunci toate speranțele puse în acea voce maestoasă se risipesc ca fumul în înaltul cerului, zise Adamache. Renunță repede la îndoieli. Îl frământau acum propriile greșeli. Care oare a greșit, se întreba, și își răspunse rapid. Fiecare putea greși. Eu omenesc. Îl apucă deodată furia pe Panait Cazacu. Dacă deșteptul ăsta era sincer de prima dată, așa însă ne-a luat 10 zile. Timp în favoarea adversarului. Știa că regretele sunt inutile, consolându-se că de fapt tot a fost și șoferul bun la ceva până la urmă. Pista nu i-a părea prea clară, se întretăiau mai multe ipoteze, dar intui un loc stabil de decolare. Nici nu voia să creadă altfel. Telefonul îi întrerupse meditațiile. Tovarășe Maior, bună dimineața! Simion Grecu la telefon. Am făcut reconstituirea. În duminica aceea, Grigore Călinescu a venit în stațiune pe la 5 și jumătate, 6 după amiază. L-au recunoscut cei de la recepție. Până pe la 1 noaptea a fost la bar la Capra Neagră, cu o nemțoaică, amor nebun. La ora 1 a urcat la el în cameră. La Bradul, băuse, a părăsit stațiunea surprinzător de dimineață. La 4 jumătate 5. Mai aveți nevoie și de alte date? Nu, Simi, mulțumesc. Întoarce-te liniștit. La revedere. A ieșit și Grig din scenă, reflectă maiorul. De fapt, de azi noapte eram convins de asta. Aveam însă destule motive să o suspectez. Din fericire pentru el a fost vorba de un simplu joc al întâmplării. Și automat gândul îl purtă spre Ioana Veronescu. O vedea sub lacrimi, auzea bocetul ei pornit ca un blestem. Ea e convinsă că a fost o sinucidere, o dramă sentimentală. Foarte bine, se gândi la discuția cu Panait Cazacu. Revăzu în minte itinerariul șoferului și al doctorului în acea atât de ciudată duminică. Snagov și popasul românești. Aici n-am fost de mult. Îl sună pe Marius Coste. Și acesta dormise puțin. Se afla de o jumătate de oră la procuratură. Marius, eu voi lipsi până la prânz. Dacă vin mai devreme, te sun. De Grig Călinescu nu cred că trebuie să ne mai ocupăm. Totul e în ordine. Cheamă-l însă la tine ca să se afle că a fost anchetat. Și vezi totuși unde a fost azi noapte. Viața e plină de surprize. Cât despre pasiunea lui pentru soția doctorului, Veronescu, dă-i de înțeles că știm, dar că nu ne interesează deocamdată. Bine, tovarășe profesor, ați terminat? Am terminat, puștule. Atunci bătrâne o felicit pe Cornelia că a plecat în deplasare și a scăpat de un psiholog ca tine. De un psiholog ai vrut să zici, nu? Dacă erai psiholog, până acum terminam cu incendiul ăsta și nu mai mâncam banii statului pentru că ai vers pe pereți. Șicana era reciprocă și prietenească.
Marius, dragă, sigur că putea fi clasat dosarul cancerului, dar pentru aceasta trebuie să fie avut și un colaborator ca lumea. Ori cu tine cred că ne apucă revelionul și nu mai încheiem dosarul. Bine, atunci te duci dumneata frumușel la Snagov și românești și pui viza pe referatul locotenentului în Alboc. Băiatul a fost ieri cu fotografiile savantului, șoferului, a soției doctorului și cea lui Grigore Călinescu. Savantul și cazacul au fost recunoscuți. Nimeni însă nu își amintește de ceva deosebit. Responsabilul de la românește a apărut mai ezitant. Uitasem să spun, dar imediat după ce Panait cazacul mi-a mărturisit unde și-a petrecut acea duminică, am și cerut confirmarea. Asta zic și eu, colaborare. Nu așa să te îndrume mămica Grijulie tot timpul. Maiorul primi șahul și tăcu. Procurorul lucrase ca la carte. Deci nimic deosebit, Marius, începu un dialog sobru. Ți-am spus, totul e normal. Poate ezitarea responsabilului de la românești trebuie exploatată. Tristețea îl cuprinse brusc pe Adamache. Sperase ca Snagovul și românești să-i ofere un element de legătură, așa ca o lege nescrisă a vieții în apărarea adevărului. Și când colo nimic. Simțise parcă ceva putred în toată povestea asta, dar presupunerile cădeau prea repede, una după alta, ca într-un joc de popice. Și Ghiba și Călinescu, să fi fost oare un telefon greșit, se întreba pentru a doua oară în acea dimineață. Și pentru prima dată în cele 12 zile dedicate incendiului din strada Dornei, simți deznădejdea plimbându-se în jurul gândurilor lui. Toamna aruncase aramă peste natură. Era o zi luminoasă, legănată de un soare generos, dar moale. Snagoful respira într-o liniște patriarhală, când maiorul a ajuns la motel. Doar două mese ocupate la restaurant, o pereche de îndrăgostiți și doi bărbați de prin partea locului. Responsabilul complexului se dovedi amabil, dar nici el și nici ospătare nu-l putură ajuta cu nimic pe Adamache. A mai fost un tovarăș și a întrebat, se legitimase doar, a zis ospătarul care îi servise pe doctor și pe șofer. Știu, îl liniști maiorul, dar poate de ieri până azi v-ați amintit ceva ce nu i-ați spus colegului meu. Nu, tovarășe, câtă lume e aici sâmbătă și duminică, nu mai aveam timp nici să vedem cum arată bine consumatorul la față. Nici pe la ce oră i-ați servit pe cei doi nu vă reamintiți? Ba da, să fi fost în jur de 6. Mulțumesc. Maiorul lăsă Snagovul în urmă, ieși în șoseaua principală și goni spre Ploiești. Unde dracu am greșit? Că n-a fost sinucidere, de asta-s convins. Dacia 1301 reduse viteza și intră leneș în curtea popasului românești. Lume mai multă decât la Snagov. Mirosea țuică fiartă, pastramă și mititei. Maiorul îl căută pe responsabil și acesta se sperie. Ce s-a întâmplat, tovarășe? Că la noi totul e în regulă. Săptămâna trecută am avut 3 controle. Toate au ieșit bine. Nimic rău, tovarășe. Uite, vrem să știm și noi ce au făcut acum 2 duminici niște indivizi certați cu cinstea. Asta vrem. Dumneata n-avea nicio grijă. Nu ești implicat. Responsabilul se mai liniști. Se retraseră amândoi la o masă. Maiorul îi arătă cele 4 fotografii. Responsabilul le reținu pe ale doctorului Petre Veronescu și Panait Cazacu. Ăștia au fost la noi. Și pe ceilalți 2 nu i-ai văzut pe aici? Întrebă Adamache. Nu, tovarășe. Îi se păru că responsabilul le ezită. Sigur, tovarășe, forță maiorul. Sigur, sigur, nici Dumnezeu nu poate fi. Doamna, sigur nu a fost. Dar domnul a fost și l-arătă pe Grigore Călinescu. Tovarășe, dragă, n-aș putea zice nici că da, nici că nu. Cum așa, vedeți dumneavoastră, nu mai rețin eu exact. Parcă erau 2, parcă erau 3 la masă. Și crezi că al treilea era domnul responsabilul privi atent fotografia lui Grigore Călinescu? Aș mânia pe Dumnezeu să zic că era dânsul. Zău, dacă mi-amintesc. Stătea cu spatele și nu l-am văzut prea bine. Era totuși departe de aici, acolo, lângă gard. Era înalt, solid, înalt, cam cu un cap peste ceilalți. Maiorul se încruntă. Asta e bună. Grigore Călinescu se afla la ora aceea în drum spre Poiana Brașovului, gândi el și întrebă scoțându-și un carnețel. Cam pe la ce oră credeți că au venit? La câte
Au venit, nu știu, știu când au plecat, așa pe la 6 și ceva. Sigur, tovarășe, întreba Adamachen încrezător, știind că și șoferul doctorului și ospătarii de la Snagov declarase că la acea ură Veronescu și Cazacu se aflau la motel. 100% îmi veniseră mie niște cunoscuți, doi fotbalești cu soțiile, și nu aveam nicio masă liberă. Înseamnă că i-ai văzut când au ieșit. Dacă îi vedeam, credeți că nu vă spuneam, dar nu i-am văzut. Cum s-au ridicat, eu am dat imediat fuga înăuntru să caut o față de masă curată, că nu aveam chiar orice consumatori. Și-au plecat împreună toți trei tovarășe, zău dacă știu, de ridicat s-au ridicat, însă toți trei. Poate cel înalt era vreun consumator de ocazie, care nu găsise nici el loc. Poate, cine a servit la masa asta atunci? Responsabilul își duse mâna la frunte, socotii pe degete. Tura de mâine, la masa celor trei vă amintiți cine servea? Sigur că da, Paula Ciupitu. Știți adresa ei? Nu, dar o aflăm imediat. Peste un sfert de oră, maiorul căuta o stradă mărginașă în Ploiești, spre gara de vest. Găsi numărul 66, o casă de oameni gospodari. Lătrând un dulău negru, a apărut și o femeie. Bună ziua, cu tovarășa Ciupitu aș dori să vorbesc. Așteptați puțin să leg câinele. Maiorul fu condus în fundul curții. Proprietarea a bătut la ușa Paulei Ciupitu. Aceasta dormea. Te caută un domn, domnișoară Paula. Relutuiești, se auzi vocea fetei. Nu, domnișoară, cineva din partea tovarășului responsabil, spuse maiorul, hotărât să nu o sperie nici pe fată și nici pe proprietară. Așteptați puțin, vă rog. Fata îl primi somnoroasă într-un capot înflorat. Era tânără, vreo 19 ani, dar destul de urâțică, grasă și cu bube pe față. Domnișoară Paula, vă rog să nu vă speriați, nu ați făcut nimic rău. Eu sunt de la miliție și caut pe cineva. Se pare că a fost pe la Popasul Românești, nu de mult. Paula Ciupitu a început să tremure. Domnișoară, v-am spus să nu vă speriați. Am venit la dumneavoastră ca să mă ajutați. Știu că ospătarii au o memorie excelentă, de aceea vă deranjez. Fata îl privea mută. Maiorul scoase cele patru fotografii și îi le arătă. Recunoașteți pe cineva din acești patru oameni? I-ați mai văzut vreodată? Paula Ciupitu a început să tremură tot mai tare. Bănuiam eu că așa o să mi se întâmple și început să plângă. Ce anume bănuiai, domnișoară Paula? Fata parcă nici nu auzise întrebarea. Se văicărea cu glas subțire de copil. Numai mie mi se putea întâmpla. Nu putea să fi dus la altă masă? Bănuiam eu că e un mare ștab că a venit să ne controleze. Cine, domnișoară, insistă maiorul. Cum cine? Domnul ăsta care mi-a făcut reclamația. Și arătă spre fotografia lui Petre Veronescu. Pentru o clipă, Dana Damache a avut senzația că nu putea să mai gândească. Cum așa, domnișoară Paula? Așa bine, vedea la și în spital de Boșoroc că nu putea să tacă. Uite ce e Paula Ciupitu, deveni grav maiorul. Eu nu înțeleg nimic din toată povestea asta a ta. Liniștește și vorbește mai clar ca să pricep și eu ceva. Ce să pricepeți, tovarășe milițian? O să mă dea afară de la serviciu. Asta să pricepeți. De ce să te dea afară? Datorită reclamației. Maiorul simți că se enervează, iar începea povestea ca într-o piesă absurdă. Fată dragă, explică-mi și mie ce legătură are reclamația cu doctorul. Care doctor? Acesta care zici că era ștab. Păi nu dânsul a făcut reclamația? Nu. De ce să te reclame? Paula Ciupitu se mai liniști, se șterse cu degetele la ochi. Așa credeam, tovarășe milițean, scuzați-mă, nici nu știu ce grad aveți. N-are nicio importanță, zi mai departe. Așa credeam, pentru că a doua oară, unul de la masa ștabului sau a doctorului ce era, a făcut scandal de ce nu-i servesc ca lumea. M-a și jignit. Sigur, revenise așa, îmbrăcat ca oricine, ca să vadă cum sunt serviți și oamenii de rând. Zău dacă mi-am dat seama că era tot dânsul, stătea cu spatele. Abia când am făcut nota de plată, l-am văzut și am înlemnit nu alta. M-a privit lung, a dat din cap așa nemulțumire. Așteptam să mă cheme șeful din moment în moment. Au plecat însă fără să discute cu șeful. Maiorul o asculta calm. La început n-au fost toți trei, domnișoară Paula. Nu, la început când era elegant a venit cu dânsul. Și arătă poza lui Panait Cazacul. După aceea a venit cu alți doi bărbați, unul cu chelie,
dar un om fin, celălalt mai slăbuț, parcă era îmbrăcat la șop. E acesta?" și arătă spre Grigore Călinescu. Nu, nu e acesta. La ce oră a venit prima dată, ți-amintești?" După 4. Și a doua oară, spre 6, se însera. Poate era 7. Mai exact, era după 5:30. Venise sora mea și rata de moreni o lăsase la ploiești la 17:10. Până la 6 au apărut a doua oară. Sunt sigură." Evrica!" strigă maiorul. Poftim?" Nimic, nimic. O melodie, melodia mea preferată." Încerca Adamache să-i stăpânească euforia. Sper că e sigură de ce mi-ai mărturisit, domnișoară Paula Ciupitu. Se poate, tovarășe? Eu îți mulțumesc. Uite însă, scrie tot ce mi-ai mărturisit și semnează." Dana Damache gonea cu peste 100 la oră. Cânta vesel la volan. Kilometrii se păreau imenși, nu mai avea parcă răbdare. În clipele acelea își spunea pentru a mia oară că nu există meserie mai frumoasă pe lume decât a lui. Pe Marius Coste îl sună de la un telefon public de la Arcul de Triumf. Colega, pregătește-te de luptă. Abia acum începem ancheta. Am descoperit unde am greșit. Am vești bombă, nu alta. Ne vedem peste un sfert de oră la generalul major Zaharia Manulescu." O sună pentru o ultimă verificare și pe Rodica Vadu. Doamnă doctor, la ultima ședință i-a terminat lui Petre Veronescu două plombe laterale, jos sau sus. Dentista răspunse într-un târziu cu voce tremurată. Ambele jos. Mulțumesc, doamnă. Intră la generalul major însoțit de procuror. Primi imediat aprobarea pentru dezgroparea unui cadavru. Îl sună pe medicul legist Crișan și ceru să vină cu un fotograf la cimitirul Belu. Crucea de piatră cu numele savantului, dăltuită în ea, se mută 2 metri. Pământul nu se despoise prea bine pe lemnul coșciugului. Mirosea greu, descompunerea își urmase legile ei. Căutăm 2 plombe laterale, ambele jos, puse cu câteva zile înainte de noaptea incendiului. Aproape că îi striga Adamache doctorului Crișan. Medicul legist nu prea înțelegea. Forță însă maxilarele cadavrului în putrefacție. Se trase brusc înapoi. Nu le are. Jos lipsește un singur dinte. În rest, dantura e sănătoasă. Nici nu le-a avut, răspunse maiorul. Aici am greșit noi grav, procurorule. Îl bătu pe umăr pe Marius. N-a mai făcut identificarea completă a cadavrului. Cui ar fi trecut însă prin cap? Mai ales că medicul legist Crișan, fost coleg de facultate și prieten cu doctorul Veronescu, l-a recunoscut pe loc, iar din familie nimeni n-a descoperit măcar un indiciu care să nu fi fost al savantului. Dana Damache pornea gale la braț cu procurorul. Formidabil, Dane! Monstruos, Marius! Nenorocitul ăsta din groapă, cine o fi, a fost obligat să moară în flăcări, nevinovat. Acum avem și probe, prea se potriveau toate. Așteptară și confirmarea expertizei. Și acesta nu întârzie mult. Dinții nu sunt ai doctorului Veronescu, îi formă de la laborator. Maiorul formă numărul lui Zaharia Manolescu. Tovarășe general, substituirea de persoană, asta a fost în strada Dornei, moarte în timpul incendiului, dar nu a doctorului Veronescu. Înseamnă că Petre Veronescu trăiește? Așa vrem și noi să credem. Atunci trebuie să-l salvăm cu orice preț. Și cât mai repede, tovarășe general. Zaharia Manolescu îl aștepta în biroul lui. Procurorul monologa uimit. Formidabil, Dane, savantul n-a murit. Ți-am spus eu azi dimineață că ancheta abia acum începe. Dacă nu era caragiosul de Cazacu, astăzi poate beam un vin ruș împreună cu doctorul Veronescu. Sau poate îl luai la Cluj-Napoca, unde peste 10 zile, după cum am citit în Sportul, tu arbitrezi derbiul de pe Someș dintre CFR și U. Ar fi mers savantul, pentru că sub cetățuie și-a făcut studiile. Timpul nu-i pierdut. Știu eu, în 10 zile se pot întâmpla multe. Doar nu l-au răpit pe savant să se uite la el ca la o statuie. Să nu primim vreo vedere din Köln, Napoli, Zürich sau Marsilia. Crezi că trebuie să credem orice. Capitolul 8. N-am prea avut mult timp să savurez succesul. La o oră după descoperirea substituirii, fotografia lui Petre Veronescu se răspândea în toate cele 4 zări ale țării.
a milițiile județene. Dana Damache rememoră afirmațiile celor interogați, recitite ancul de declarații. Totul părea ermetic. Avea acum proba cea mare, dar și își dădea foarte bine seama că totul se transformă în zero, dacă nu-l găsește pe savant. Și nu găsea capătul firului, deși era convins că s-a aflat în preajma lui. Au lucrat tare, își repetă maiorul. În raționamentul lui existau deja două persoane, dacă nu mai multe, în afara mortului. Un singur individ nu putea face o asemenea lucrare. Să-l ia pe savant, să care și victima. Filozofa de unul singur maiorul. Nu putea bănui încă pe nimeni, dar faptul că nu era vorba de o singură persoană îl bucura. Cu cât sunt mai multe, cu atât mai bine pentru noi, chiar dacă la o primă vedere pare mai complicat. Dinspre granițe niciun semnal. Încearcă și la aeroportul internațional Otopeni, deși îi se părea cam utopic. Nu semnalease însă nimeni vreo persoană cu înfățișarea doctorului Veronescu și nimic suspect. Poate l-au deghizat, gândi deodată și enervarea îl cuprinse. Asta ar fi de presupus și participarea conștientă a savantului. Oriol nu cred că și-ar fi părăsit patria. Marius Costel găsi tăcut. Maiorul își trecea mâna prin părul său bogat. Procurorul venise vesel, dar toată dispoziția lui se răspândi brusc. Adamache privea fotografia savantului și cea făcută mortului după incendiu. Nici cei mai reușiți frați gemeni nu seamănă atât de bine, izbucni el. Numai cineva care îi cunoaște pe amândoi se putea gândi la o scenare ca asta, completă procurorul. O să-l găsim noi și pe acest cineva atât de diabolic. Mai întâi să aflăm cine e mortul. În buletinul evenimentelor din țară nu se semnalează nicio dispariție în ziua de 20 octombrie. Doar în data de 18 a plecat de acasă un bărbat, dar era un tânăr de 22 de ani și nu cred că ne interesează pe noi. Maiorul tăcu un timp, se ridică și începu să explice tumultos cu gesturi largi. Ușa de la intrare era închisă, cheia era răsucită în broască pe dinăuntru. Reții bine, nu? Dacă era ială, se schimbă povestea, dar ușa avea o broască veche, clasică. Asta mă încurcă al dracului de mult, pentru că nu văd pe unde a ieșit cu savantul. Geamurile erau și ele închise. Doar să fi ieșit cu el normal pe ușă și să fi rămas cineva ascuns în casă. Să fi ieșit după noi. Adamache se încruntă. Nu e exclus, deși mi se pare puțin că am forțat argumentul. Adică rămânea acolo la risc, sting focul, scap, nu-l sting, m-am ars, că am forțat Marius. Și substituirea putea fi privită acum 10 zile ca un argument forțat, recunoaște. De acord, în fond, incendiul s-a produs la etaj. Jos, cineva putea aștepta până la o anumită limită, risc pentru perfecțiunea crimei, pentru că tot crima a fost. Maiorul îl privi cu admirație pe Coste. Îl crezuse de multe ori un copilandru. În cei 10 ani de când terminase facultatea și colaborau, îl tratase des cu superioritatea vârstei. Dar acum puștul, cum îi spunea Adamache, celui mai tânăr cu 9 ani, îi plăcea sincer cum gândește. Dacă am admite ipoteza aceasta, atunci, volens nolens, trebuie să ne întrebăm dacă cineva nu era la parter. În camera de studiu nu a fost nimeni, reveni maiorul. Atunci unde se putea ascunde? În centrala termică. Am căutat acolo târziu, după ce am coborât din salonaș. Și mai e un loc pe care nu l-am verificat nici azi. Marius, în vestibulul de la intrare e un șifonier în perete. L-am descoperit când am fost ultima dată la Ioana Veronescu. Acolo și-a pus taiorul. Atunci e foarte clar. Crezi că se mai poate face ceva? Trebuie să găsim noi o soluție salvatoare. Telefonul zbârnâi. O miliție județeană din Moldova îl căuta pe maior. La telefon, răspunse Adamache. Tovarășe maior, cel a cărei fotocopie am primit-o noi a dispărut de vreo 2 săptămâni. Cum, tovarășe? Vasile Bloț, așa-l cheamă. A plecat de acasă la 20 octombrie și n-a venit încă. L-am căutat peste tot, nu-i. Și de ce nu l-ați anunțat în buletinul evenimentelor, să răsti maiorul? L-am anunțat, cum să nu? Ce spui, tovule? Pe cuvânt, tovarășe maior, l-am anunțat însă pe 25 octombrie. Atunci a venit nevastă sa și a declarat că nu-i se mai întoarce omul acasă.
Da, înțeleg. Mulțumesc frumos. Ia spune-mi, ești sigur că e fotografia lui Vasile, ăsta cum îl mai cheamă? Vasile Bloț, e tovarășul maiorul, căutăm și noi de vreo săptămână. Antecedente ceva? De două ori condamnat, o dată pentru omor, a doua oară pentru încercare de trecere ilegală a frontierei, care va să zic că nu era chiar așa un mielușel cum îl credeam noi. Nu, tovarășe maior, podoabă mare la casa omului. Capitane, pe mort să nu-i vorbim de rău. E mort? Da, dar discreție totală. În maximum 4 ore sunt acolo. Așteaptă-mă. Trecuse de 6 seara când Dacia cea neagră a maiorului luase drumul Moldovei. Lăsase vorbă să se schimbe garda din strada Dornei. Aproape toată noaptea, maiorul studiase dosarul lui Vasile Bloț. Își făcuse o imagine cât de cât exactă despre dublura savantului. A doua zi, în zori, a plecat în orășelul lui Vasile Bloț. Nu i-a mărturisit Olgăi Bloț nimic despre dramă. A încercat să afle câteva date suplimentare. Dar nevasta dispărutului nu și-a amintea de niciun prieten de al soțului ei. Nici la IGO, unde lucrase Bloț, nu obținu vreo informație semnificativă. Ceea ce îl intriga cel mai mult pe Adamache era discreția în care Vasile Bloț părăsise urbea. Nimeni nu-l văzuse în dimineața aceea de 20 octombrie în gară, sau să-l fi luat cineva cu mașina. Singura referință era unui ospătar, Gheorghe Mihăilescu, dar nici acesta nu spusese mare lucru. Pe la ora 9 dimineața a intrat în local și mi-a cerut 200 coniac. Era cam nervos că mi-a zis, hai mă, Gică, odată, parcă ai fi legat de mâine, așa umbli. A băut coniacul și a plecat. Era tot ce știa și maiorul atunci când se decise să treacă munții prin pasul lui Tus și să se oprească undeva lângă Sighișoara. Căuta acolo pe un oarecare Marcu Trifan. Acesta venise ceva mai devreme acasă. Era zi de sâmbătă, zi de lucru mai scurtă. Marcu Trifan, bărbat de vreo 50 de ani, funcționar la ADAS, avea o privire grea. Stătea singur, nevasta îi murise de cancer, copiii nu făcuse. L-a măsurat lung pe maior cu ochii lui mici acoperiți de sprâncene stufoase. A părut surprins de vizită, dar până la urmă mâinile lui butucănoase au deschis poarta, invitându-l în casă. Adamache intră direct în subiect, pentru a nu mai trezi fel și fel de suspiciuni. Dumneata ai cunoscut acum vreo 7 ani un bărbat pe nume Vasile Bloț, ți-l mai amintești? Am cunoscut mulți oameni din viața mea, tovarășe, dacă ar fi să mi-i reamintesc pe toți, ați fost în aceeași celulă, în pușcărie, și dumneata tot pentru încercare de trecere frauduloasă a frontierei. O fi, tovarășe, erau mai mulți acolo. Marcu Trifan nu voia să vorbească, se vedea clar. Maiorul judecă rapid situația și încercă o altă soluție. Bine, tovarășe Trifan, dacă nu vrei să vorbești, treaba dumitale. Poate te omoară și pe dumneata, cum l-a omorât și pe Vasile Bloț. Și l-am rugat să ne vorbească, n-a vrut. Noi avem conștiința împăcată că te-am prevenit. Marcu Trifan se schimbă la față. Cât era el de solid, a început să-i fie frică. Ce să vorbesc, tovarășe maior? Și cine să mă omoare, că n-am făcut rău nimănui? Asta numai dumneata știi. Și Bloț zicea că nu a făcut rău nimănui. Și uite, maiorul îi întinse fotografia cadavrului în noaptea incendiului. Marcu Trifan nu-și putu stăpâni spaima. Vai de mine, l-a ucis. Îl cunoști, deci? Îl cunosc. Când a murit? Mai bine zis, când l-a omorât. Așa, mâine împlinește 2 săptămâni. Dumnezeu să-l ierte. Noi nu vrem însă să-l iertăm pe criminal. Păi de ce să-l iertați? Pentru că dacă Bloț tace, dumneata taci, altul tace, criminalul își vede de treabă și noi nu-l putem găsi. Și cum să condamni pe cineva dacă nu știi cine este? A, cam așa, când ți-am arătat mortul, ai spus l-a ucis. N-a fost deci un singur criminal. Eu de unde să știu păcatele mele? Am zis și eu așa că după mintea mea criminalii nu prea acționează singuri singurei. Dumneata bănuiești cine l-ar fi putut omorâ pe Vasile Bloț? Mă gândesc că acolo în pușcărie poate avea dușmani, poate își făcuse niște rivali. Marcu Trifan ridică din sprâncene. N-avea niciun dușman, tovarășe maior. Era un om supus. Prieten avea? Nu prea avea nici prieteni. Așa, nu? Așa, oameni mai apropiați avea. Cum adică mai apropiați? Unul
căruia să-i dea o țigară, altul cu care să discute mai mult. Dumneata, erai prieten? Eram. Pe mine mă prinsese la vreo 4 zile după el, tot în același loc. Și de ce ai vrut să fugi din țară? De prost, ce eram? Dar păcatele mele, de ce mă întrebați toate astea? Nu cumva... Nicio grijă, tovarășe Trifan, nu te amestecăm în povestea asta urâtă cu criminali. Din contră, vrem să te apărăm. Mă interesează oamenii aceia mai apropiați lui Bloț. Îți amintești cine erau? Era unul din Galați. Nu mai știu exact cum îl chema, parcă Vanghele, Pandele, cam așa ceva. Ăsta era cel mai bătrân. Știa multe și de medicină și de ale vieții și noi parcă ne spovedeam toți la el. Mai era un inginer din București, unul de ei se spunea Sfântul, ca ăla de la televizor care scăpa și din mormânt de-l băgai. Era tânăr Sfântul ăsta al vostru, cam de vârstă cu mine. Avea atunci vreo 42 de ani. Puternic, dacă îi zicea Sfântul, frumos și puternic, evadase de vreo 3 ori. Avea palmares bogat, nu se compara nimeni din celulă cu el. Era fiul unui fost chiabur. Ne povestise cum taicăsu a fost gata-gata să dea ortopopii în 1907, când țăranii dintr-un sat din Telorman i-au dat foc la conac, atunci cu răscoala. Și de ce ajunsese fiul chiaburului la rece? Niște escrocherii, nu știu eu prea bine. Afară de Sfântul, cum îl mai chema? Zău, dacă știu, parcă Puiu. Nu, Piu, cam așa ceva. Piu și mai cum. Numele celălalt nu l-am auzit niciodată. Era prieten cu Bloț? El era un fel de șef al nostru. Îl ascultau toți de frică. Bloț era supus, v-am spus, așa că se purta ca un cățel pe lângă Sfântul. Și Sfântul îl apăra de oricine. Sfântul a ieșit înaintea lui Bloț din închisoare? Nu, întâi a plecat Bloț. I-a cerut ceva șeful ăsta când Bloț s-a eliberat, vreun comision? Nu mi-amintesc. Ei, o slugă nu se desparte așa de stăpânul ei. Zău de mi-amintesc, tovarășe maior, dumitale nu ți-a cerut nimic? Nu, pe mine m-a bătut odată. I-am zis că e prea șmecher și o să-i se înfunde și el m-a dărâmat din 2 pumni. Nu prea ne aveam bine, îl suportam că n-aveam ce face. Ți-a promis vreo răzbunare când a aflat că pleci? Nu mi-amintesc. Dar lui Bloț i-a promis ceva? Marco Trifan deveni gânditor, își chinuia memoria și răspunse cu siguranță în glas. I-a zis odată înainte de eliberare că o să-l facă om mare când se vor întâlni în libertate. Așa i-a zis? Pe cuvânt, așa i-a zis, că noi am râs pe înfundate, întrebându-ne cât de mare poate ajunge un cățel. Alți prieteni sau oameni mai apropiați avea Bloț? Nu, n-avea. Crezi că Sfântul putea să-l omoare? Motive nu prea avea. Bloț era un om sărac. Rar primea și el câte un pachet. Sfântul avea de toate, pachete peste pachete, cele mai bune alimente. Fuma numai țigări de lux și vă dați seama ce înseamnă asta în închisoare. Atunci când i-a zis lui Bloț că îl face mare, a spus-o cu voce tare să-l audă toți. Sau numai în șoaptă lui Bloț. Ai să cu voce tare și a adăugat. Cine se atinge de omul ăsta, îi mănânc beregata. Sfântul avea vreo crimă la activ? Nu ne-a spus așa ceva noi, însă credem că are. Prea era șmecher și cunoștea niște figuri de rămâneam cu gura căscată. Câte 3 bătea deodată. Doar îl atingea și oamenii și cădeau de se ridicau după o oră. Ce fel de inginer era? Constructor, zicea. Altceva așa deosebit nu-ți mai amintești, tovarășe Trifan? Nu, tovarășe Maior. Dana Damache îi mulțumi, îl liniști și plecă nu tocmai satisfăcut de raidul lui. În zare un drum îi apărea în ceață. Sâmbătă spre prânz, în plin centrul capitalei, lângă statuia Rossetti, un bărbat de statură potrivită, dar mușchiulos, se plimba calm pe strada Caimatei, așteptându-și parcă iubita. Întorcea din când în când capul discret, iar privirile ascunse de lentilele fumurii căutau ceva. La un moment dat, bărbatul țâșni într-o curte, se apropie de cutia de scrisori fixată lângă ușa de la intrare. Scoase o pensetă lungă, o introduse abil în crăpătura cutiei. Apăru o foaie mică, tipărită. O citi în gravă, o lăsă să cadă înăuntru și fugi pe poartă. Nu-l observase niciun vecin. Ploua puternic, strada era pustie, iar în casa maiorului Adamache nu era nimeni. Alergă spre cabina telefonică din stația de taxi. Formă un număr. Totul e all right. Urcă într-un jetax și dispăru sub ploaia capitalei.
Capitolul 9. Spre surprinderea lui Dan Adamache și a colaboratorilor săi, timp de 3 zile nu s-a întâmplat absolut nimic deosebit. Vila din strada Dornei n-a interesat pe nimeni, pe afară sau prin interior. Capcanele criminalistice n-au înregistrat decât pașii doctorului Grigore Călinescu, ai gazdei și ai caloriferistului. Liniștea aceasta nu-i prea surâdea însă maiorului. Înseamnă că și-a atins scopul, iar noi ne pierdem timpul în zadar. Medita el ușor mâhnit. Căutaseră urme și în casa de vânzare, dar efortul se dovedise inutil. Marius Coste îi interogase în absența maiorului pe cei de vecini ai doctorului Veronescu, plecați din strada Dornei în noaptea incendiului. Și Adrian Ciuceanu și Florea Mitrache și-au exprimat durerea pentru familia doctorului. Inginerul nu-l cunoștea prea bine pe savant, dar îl respecta în mod deosebit. Șoferul Florea Mitrache fusese prieten de joacă cu Tiberiu, fiul doctorului, mâncase în copilărie de câteva ori în casa Veronescu, căci erau oameni foarte cum se cade. Niciunul din cei doi nu reuși însă să-și amintească de ceva suspect petrecut în jurul vilei în zilele dinaintea morții. Când am plecat eu în cursă în Austria, domnul doctor era în fața porții dânsului. Acolo l-am lăsat, precizase neîntrebat Florea Mitrache. Îl adusese șoferul dânsului. Am văzut eu când a coborât singur. A rămas acolo în fața vilei, cercetând strada de parcă aștepta pe cineva, vreun prieten. Explicația îi se păru puțin interesantă procurorului, dar o consideră repede o simplă impresie, pentru că doctorul nu avea prieteni. Maiorul audiase și el cele două interogatorii. Nu îl impresionaseră cu nimic, dar ceru să-l asculte și el odată pe Florea Mitrache. Există în cuvintele șoferului un punct de unde s-ar fi putut porni într-o discuție mai analitică. Florea Mitrache plecase însă duminică la prânz în cursă în Iugoslavia și Italia și dialogul lor se amână. Simion Grecu intră vesel în biroul lui Dan Adamache. Tovarășe maior, l-am văzut pe Sfântul în carne și oase. Lucrează pe un șantier de construcții din București. Oamenii au o părere bună despre el, doar că e puțin cam afemeiat. La frumusețea lui, însă nu știu dacă nu cumva femeile ar trebui acuzate că nu-l lasă în pace. Necăsătorit, elegant, manierat în comportare. Nici nu-i dai 50 de ani, maxim 30. Prietenii îi spun domnul Piu. Sfântul, pe numele său adevărat, Carol Hăț, fusese descoperit repede. Indicațiile lui Marcu Trifan se dovediseră foarte prețioase. Acum 6 ani, Carol Hăț fusese în aceeași închisoare cu Vasile Bloț, pentru înșelătorie. Lua sume frumușele de la creduli, promițându-le servicii sau lucruri rare. Mai fusese închis cu 18 ani în urmă, tot pentru escrocherii. Nu evadase însă din nicio închisoare și nici nu încercase așa ceva. Le spusese celor din celulă o asemenea poveste, probabil pentru a-și spori prestigiul în fața lor. Avea o singură soră mai mare, dar această bolnavă se găsea într-un sanatoriu. Părinții îi muriseră, tatăl ucis de o bombă scăpată dintr-un avion nemțesc în cel de-al doilea război mondial. Mama de cancer, în toamna lui 62. Îi rămăsese o frumoasă moștenire, dar a tocat-o destul de repede la cărți și pe femei. Mai înainte de a fi închis a doua oară, lucrase la drumuri și poduri. De 4 ani se angajase la un trus de construcții civile. Locuia singur într-un apartament de 2 camere, într-un bloc din drumul Taberei. Vecinii din bloc nu aveau o părere prea bună despre el, mai ales bărbații. Îl considerau un crai plin de bani și de relații. Să am eu atâția lei în buzunare câte femei au trecut prin casa lui. Artiste, profesoare, doctorițe, inginere, studente, eleve, tot ce vrei și nu vrei, se revoltă un anume Edmond Nakashian, de la același etaj cu inginerul Hăț. Maiorul se gândi mult la Carol Hăț. Biografia lui părea că începe să se filtreze după ispășirea celei de-a doua pedepse. Nu-l mai reclamase nimeni pentru înșelătorii, doar pentru viața lui destrăbălată. Hotărât să-l ancheteze chiar în acea zi după amiază. Îl trimise pe Simion Grecu după inginer.
La ora 6:10, Carol Hertz intra în biroul maiorului, elegant, cu prestanță, trup de atlet din Grecia antică și figură de juneprim în pofita anilor, trădați discret de tâmplele ușor argintii. Instinctul se declanșă în maior într-un avertisment de prudență. Luați loc, domnule Hertz. Mulțumesc, domnule maior. Trebuie să vă mărturisesc însă că nu știu pentru ce trebuie să iau loc. Iarăși vreo reclamație de la distinși mei vecini? Poate da, poate nu, încercă maiorul să ia tăcere siguranța din glas. Regret că v-am întrebat, domnule maior. De drept, dumneavoastră sunteți cel care puneți întrebări. Nu mereu, domnule Piu, atacă Adamache și îl fixă cu privirea. Inginerul fuma liniștit, fără ca vreun mușchi al feței să-i trădeze surprinderea la auzul acestui intim Piu, spuse aici la miliție. Mă rog, e dreptul dumneavoastră să vă alegeți metodele. Eu vă ascult, răspunse inginerul degajat. Domnule Hertz, aveți o memorie bună? Cred că da. Atunci despre un anume Vasile Bloț, vă amintiți? Vasile Bloț? Da, mi-amintesc. A fost în pușcărie amândoi. Acolo l-am cunoscut. L-ați mai văzut după ce ați ieșit din pușcărie? O singură dată l-am întâlnit. Eu mergeam spre Slănic Moldova cu o prietenă și l-am zărit pe șosea. Ați vorbit cu el? Am schimbat câteva vorbe, 2-3 minute, nici n-am oprit motorul. Aveți o promisiune de respectat față de Vasile Bloț. Inginerul zâmbi puțin ironic. Ce promisiune să am eu față de unul ca Vasile Bloț, domnule maior? Amintiți-vă, dacă știți dumneavoastră, atunci de ce mai pierdem timpul cu aducerea aminte? I-ați promis lui Vasile Bloț că la ieșirea din penitenciar îl veți face mare. Inginerul râse forțat. Aveți dreptate, domnule maior, i-am promis. Și pentru asta m-a schemat acum aici, înțeleg. Vasile Bloț m-a reclamat că nu l-am făcut mare. E bună, domnule maior. Aveți imaginație, domnule Hertz. Ceea ce nu-i rău, nu întotdeauna. Dana Damache se oferi să-i aprindă țigara inginerului. Susțineți deci că v-ați întâlnit de curând cu Vasile Bloț. N-am spus de curând și vocea inginerului căpătă întâia dată inflexiuni mai grave. Parcă anul trecut. Și ce era dacă îl întâlneați de curând, de v-a deranjat formularea mea? E bine să respectăm cu strictețe adevărul, domnule maior. Pentru dumneavoastră și orele au importanță. Dar rămite lunile. Cineva susține totuși că v-a văzut de curând cu Vasile Bloț. Iluzie optică, zise inginerul liniștit. Credeți? Tot așa cum și dumneavoastră sunteți convins de gradul ce-l purtați. Apelând la memoria noastră, excelentă, v-aș ruga să-mi spuneți dacă știți cumva unde v-ați petrecut timpul acum 2 duminici. Acum 2 duminici, o clipă. Am jucat tenis de câmp în parcul Herăstrău. Toată ziua nu mai rețin exact de când până când. Oricum, masa de prânz am luat-o la restaurantul Parc. Asta e bună, șarja Adamache. Ce anume? Deveni curios inginerul. Tot acel cineva susține că v-a văzut duminică 20 octombrie luând masa cu Vasile Bloț la Popasul Românești. Pentru prima dată inginerul clipi nervos. Imposibil, domnule maior. Nimic nu e imposibil, domnule Piu. Vă mulțumesc, sunteți liber. Inginerul păru surprins. Aștepta parcă și alte întrebări. De asta își aprinse o țigară. El fuma foarte rar. Îl salută pe maior cu un zâmbet voit superior. Dana Damache avea o fotografie a inginerului, dar făcută în urmă cu 8 ani. Îi trebuia una la zi, o primi curând. Coborând, luă mașina lui și goni spre șosea. Se îndreptă spre Ploiești. La Popasul Românești opri. O căută pe Paula Ciupitu. Era de serviciu. Când îl zări, tânăra ospătăriță se emoționa. Nu te speria, tovarășă Paula. Am venit să-i spun responsabilului să te premieze. Fata lăsă ochii în jos și început să zâmbească. E aici responsabilul? Nu, a plecat pe la vreo 7, vine la 10 la închidere. Bine, vorbesc eu cu el. Ia spune-mi, ți-a mai reamintit ceva despre oamenii noștri despre care te-am întrebat? Nu, tovarășe maior. Maiorul scoase 3 fotografii. Prima care i-o întinse ospătăriței fu a lui Carol Hertz. Bărbatul acesta a fost în duminica aceea aici, în curtea popasului? Paula Ciupitu admira frumusețea inginerului. N-a fost, tovarășe maior. Îi mai întinse o fotografie, cea a inginerului Adrian Ciuceanu. Pentru orice eventualitate, își zise maiorul, mici acesta n-a fost. Întinse și a 3-a fotografie. Paula Ciupitu tresări brusc.
Dânsul e cel care m-a jignit. Dânsul a țipat la mine. Maiorul holbă ochii. E sigură, Paula? Cum vă văd și cum mă vedeți? A fost la masă cu ștabul și încă unul. A doua oară când au venit. Mamă, ce gură mai avea. Maiorul mai mult lunecă pe un scaun. Își mușcă nervos busa de jos. Ceru o bere. Fata îl privi puțin mirată, dar se duse să aducă comanda. Sufla un vânt rece. Dana Damache bătea darabana în lemnul mesei. Florea Mitrache plecase de 3 zile în cursă în Iugoslavia și Italia. La 10:15, Dana Damache ajunse în gara de nord. Și își parcă mașina și intră pe peron. Rapidul Transilvania sosea la ora 22:29. Cornelia, soția sa, ziaristă, era plecată de 5 zile la Cluj-Napoca pentru a urmări un festival de dramaturgie românească, contemporană. Rapidul sosi fără întârziere. În sfârșit, ai și tu o seară liberă, se bucură Cornelia sărutându-și soțul. Așa seară liberă voia maiorul să răspundă, dar se gândi să nu strice dispoziția soției. Într-un sfert de oră intrau în casa lor, din strada Caimatei. Cornelia puse masa în sufragerie, acolo unde mâncau ei numai în zilele mai deosebite. Îl simți pe Dan trist, dar nu cuteză să-l întrebe nimic. Ea era veselă. Îi povestea cu entuziasm despre multe din piesele urmărite pe scena festivalului. Ciocniră un pahar cu fetească regală, adusă de Cornelia. Deodată sună puternic și des telefonul. Alo, se auzi o voce feminină când maiorul ridică receptorul. Centralista întrebă numărul și primi confirmarea. Vă caută Elveția. Am sunat și mai devreme. Nu era nimeni acasă. Cine? Se miră Adamache. Zürich, domnule, la telefon. Nu-i greșeală? Nu, domnule, nu-i numărul 142... Ba da, dudui, răspunse Dana Damache în timp ce apăsa pe clapa magnetofonului așezat lângă telefon. Atunci aveți Zürichul. Alo, domnul maior Damache, se auzi o voce în receptor și maiorul a avut o clipă senzația că visează. Da, domnule, la telefon doctorul Petre Veronescu. Domnule maior, mă ascultați? Da, domnule doctor, vă rog să nu vă mai osteniți cu cercetarea morții mele. Eu l-am sacrificat pe Vasile Bloț. Nu mai agitați lumea cu interogatorii și urmăriri. Nu mai are niciun rost. Vă salut. La Zürich, receptorul se așeză calm în furcă. Efectiv, îi se părea un vis. Se simțea învins. Savantul a fost, deci, scos din țară. Totul e pierdut. Își umplu însă un par cu vin. Și cretinul ăsta de panaip, cazacul, îl auzi Cornelia țipând. Dacă mărturisea planul de la bun început, nu le mai reușea planul. Și savantul, doamne, să mai crezi în oameni. Banda magnetofonului alerga spre începutul imprimării. Vocea doctorului Veronescu se reauzi. Vă rog să nu vă mai osteniți cu cercetarea morții mele. Eu l-am sacrificat pe Vasile Bloț. Nu mai agitați lumea cu interogatorii și urmăriri. Nu mai are niciun rost. Vă salut. Maiorul ascultă încremenit. Era vocea savantului. Alta ascultase de atâtea ori și la radio și la televiziune. Ceru masa șefei de la Convorbirii Internaționale și întrebă dacă într-adevăr vorbise cu Zürichul. Nu fusese nicio glumă. Îl sună atunci pe Marius Coste. Îi povesti totul. Procurorul rămase stupefiat. Doctorul Veronescu, Dane, el în persoană. Și Florea Mitrache, uite, Florea Mitrache cel verificat. Formidabil. Ce formidabil, se enervă maiorul. Toată povestea asta ne spune că mâine trebuie să ne înaintăm demisiile. Asta e, băiatule, suntem niște găgăuțe pentru o asemenea meserie cu care ne mândrim de câțiva ani buni. Procurorul știa că Adamache exagerează. Șocul fusese într-adevăr puternic, dar era sigur și el că urma o noapte albă. Capitolul 10. Dosarul cancerului amenința să reprezinte cel mai mare fiasco din cariera lui Dan Adamache. Perspectiva eșecului a păruse apăsătoare în noaptea convorbirii cu Zürichul, dar tot atunci mintea lui zămislise și câteva iluzii de care se agăță cu speranța înnecatului, care zărește printre valuri țărmul. Discutase și cu generalul major Maria Zaharia Manolescu. Acesta se dovedi destul de dezamăgit de cursul evenimentelor.
dar lăsă să se înțeleagă că trebuie mizat foarte mult și pe jocul întâmplării și verificate extrem de atent toate alibiurile. Vestea emigrării savantului veni peste cei mai mulți ca o lovitură de trăsnet. S-au găsit imediat și oameni care să susțină că ei întrevedeau o asemenea atitudine chiar din ultimele deplasări în Occident ale doctorului Veronescu. Pentru Dan Adamache, savantul rămăsese însă un mare semn de întrebare. Într-una din clipele albe ale nopții s-a bucurat, totuși că e viu, că n-a fost el cel ucis de flăcări și lumea își putea menține încă incandescente speranțe în descoperirea medicamentului secolului. Îl revoltă însă modalitatea aleasă de doctor, trădarea lui și cruzimea nebănuite vreodată. Nu putea înțelege de ce Veronescu n-a rămas în Elveția în urmă cu 6 luni, când a fost la Berna și Luzan la un congres. De ce oare toată mascarada asta, soldată cu o crimă și cinismul simulării propriei înmormântări? Se întrebase uimit maiorul în noaptea Zürichului. Și după aceea, nu pot crede totuși că povestea asta este adevărată. E prea stranie, e prea paradoxală. Cazul îi se derulase clar. Legăturile îi apărură limpezi de la Vasile Bloț la Florin Mitrache și la vocea savantului care explica liniștit din strada Dornei. Exista însă o a treia persoană pe care o spătărița de la Popasul Românești nu reușise să o indice în niciuna din fotografiile prezentate. Era o persoană fină, în vârstă cu chelie, atât reținuse Paul la Ciupitu. Și de aceasta, a treia necunoscută, maiorul își legase ultimele sare iluzii. Verificase un număr destul de mare de suspecți. Controlase amănunțit și alibiurile lor. Al treilea nu apărea din nicio parte. Cu siguranță că au folosit un trup pentru derutarea cercetărilor, îi afirmase maiorul lui Marius Coste, atunci când acesta își manifestă dezamăgirea, după investigațiile fără ecou din grupul lui de suspecți. Pentru moment, ideea l-a deconectat pe procuror, dar curând și-a dat seama că ancheta se complică și mai mult. Și se întreba dacă nu cumva dosarul acesta nu este deja închis. Nu-i mărturisise maiorului temerile sale, dar acesta îl simți fără entuziasm. Vrei să părăsești scena, Marius? Părăsește-o, băiete, hai, lasă-mă și tu singur, du-te în corul bocitoarelor, care mi vestesc sfârșitul. Ce-ți veni, Dane? În viața mea n-am atacat imposibilul. Se pare că o fac acum și firesc mă îndoiesc și sper în același timp. Nu-și vorbiră câteva minute, se redescoperiră însă calm și plin de idei. De la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor primiră destul de repede informațiile solicitate. Florea Mitrache și ajutorul lui nu părăsiseră Italia și nici nu se abătuseră de la traseul inițial. Nimeni din coloană nu semnalase ceva deosebit în comportarea lui Florea Mitrache și a ajutorului acestuia. Nu-i mai puțin adevărat, susțineau ceilalți șoferi, că Mitrache a avut destule ore libere în care s-a plimbat prin oraș fără ca cineva să știe unde se află. Pentru maior, vestea era îmbucurătoare. Însemna că Florea Mitrache nu aflase că a fost depistat la Popasul Românești și astfel se va reîntoarce în țară. Va fi o piesă bună la dosar, gândi maiorul, și rugă ca tânărul șofer să fie urmărit mai de aproape. În 4 zile, Florea Mitrache trebuia să fie în țară. Întâlnirea cu Ioana Veronescu îl emoționase pe maior, însă din momentul când se gândise la ea. Știa ce înseamnă să mărturisească unei femeie cea care a văzut pământul ostogolindu-se peste coșciugul soțului ei. Petre Veronescu trăiește doamnă. De multe ori, în cazuri asemănătoare, s-au înregistrat infarcturi și Dana Damache se temea. Ioana Veronescu intră în biroul maiorului, puțin contrariată. Privea de parcă ar fi intuit ceva, dar maiorul evită un răspuns imediat. Discutară despre multe vrute și nevrute. Se interesă de comportarea doctorului Grigore Călinescu, de sănătate, de ultimele vizite. O întrebăși despre amica Rodica Vadu, o femeie deosebită, domnule maior. M-a ajutat foarte mult să trec peste criza aceasta, chiar dacă ne despart destui ani, preciză soția savantului. Cam 40 de minute maiorul anchetă
socratic fără ca Ioana Veronescu să-și dea prea bine seama. Părea mai curând o conversație și femeia rămase oarecum surprinsă de tonul familiar al maiorului. Spre finalul însă, Dana Damache deveni dintr-o dată grav întrebând-o direct. Doamnă Veronescu, credeți că soțul dumneavoastră ar fi putut renunța la familie de dragul unei aventuri peste granițe undeva în Occident? Ioana Veronescu nu putea accepta întrebarea. Refuza să înțeleagă. Prevesti furtuna și se simți brusc o ceață fierbinte, lăsându-i se în cap și în tot corpul. Credeți, doamnă Veronescu, că ar fi putut fugi peste hotare? Îl mai auzi pe maior. Nu, nu, se trezi strigând. Nu se putea întâmpla așa ceva. Renunțați la orice insinuare. Mi-ar fi fost foarte greu să insinuez, doamnă, numai că realitatea este mai insinuantă decât fantezia noastră. Nu vă înțeleg. V-aș putea ajuta, dar cu condiția să fiți un om tare. Promit, spuse Ioana Veronescu, mai mult în virtutea curiozității declanșate. Nu-i suficient să promiteți, doamnă, trebuie să și vă respectați promisiunea. Da, domnule maior. Doamnă Veronescu, personal, nu trăiesc convingerea că soțul dumneavoastră trăiește. Femeia în negru simți că leșină, un tremur îi zgudui trupul și se lungi pe bancheta unde luase loc. Apă, o pastilă, aer rece de doamnă ploioasă și Ioana Veronescu își reveni. Privirea ei răvășită îl fixă pe maior cerând adevărul. Îi se părea o halucinație și se refula visului, se voia a realității. Domnule maior, am auzit eu bine sau delirez? Ați auzit foarte bine, soțul dumneavoastră trăiește. Nu cred, domnule maior, nu vă jucați cu mine, nu sunt un copil. Maiorul dădu drumul la magnetofonul său. Țurii, domnule, la telefon. Și apoi o voce bărbătească în ritmuri aspre domină încăperea. La telefon doctorul Petre Veronescu. Domnule maior, mă ascultați? Vă rog să nu vă mai ostiniți cu cercetarea morții mele. Eu l-am sacrificat pe Vasile Bloț. Nu mai agitați lumea cu interogatorii și urmăriri. Nu mai are niciun rost. Vă salut! Ioana Veronescu și-a ascunse capul între mâini. Nu putea crede, era glasul soțului ei, dar totul îi se părea normal, monstruos. Nu e adevărat, domnule maior, nu e adevărat. Și izbucni în plâns. Doamnă Veronescu, trebuie să vă contrazic și să vă bucurați că totul e adevărat, că soțul dumneavoastră trăiește. De ce, Petre, de ce ai fost atât de dur cu mine? Când soția savantului își reveni cât de cât, Dana Damache a început dialogul calm. Stimată doamnă, meseria mea m-a obișnuit de-a lungul anilor să fiu optimist. Și chiar dacă pare o utopie, eu cred că vom reuși să-l aducem pe soțul dumneavoastră acasă. Sunteți un visător, domnilor, domnule maior. Vă rog, vă cer însă sprijin pentru ca această iluzie să poată deveni realitate. Nu vi se pare că vă angajați într-o muncă decisiv și nu veți reuși niciodată să aduceți bolovanul în vârful muntelui. Important e să încercăm. De ce să fim chiar atât de sceptici? La ce ne poate ajuta? În sfârșit, pe George Dâmbul cunoașteți? Da, a crescut sub ochii mei, a copilărit împreună cu fiul meu. Era cu 3-4 ani mai mare decât Tiberiu. Știți probabil că George Dâmbu se află acum în Elveția. Am auzit, murmură Ioana Veronescu și gândul ei alerga spre țara cantonilor, căutând să descifreze o legătură pe care nu și-o închipuise vreodată. Soțul dumneavoastră va vorbi de George Dâmbu după ce s-a reîntors din Elveția acum 6 luni? Nu, nici n-a amintit. S-au întâlnit? Bănuiam că da. George Dâmbu se considera medic, chiar dacă terminase veterinara. Nu mai pomeni nimic despre tinerelul acesta, domnule maior. Credeți că George Dâmbu? Cred multe. Mă interesează dacă înainte de a fugi din țară, George Dâmbu a fost în casa dumneavoastră. A fost de mai multe ori. V-am spus, era prieten cu băiatul meu. Jucau remi, table. De camera de studiu, bibliotecă s-a interesat vreodată. L-am surprins discutând cu Tibi despre cancer. Mai bine zis să-l întreba pe fiul meu cum o mai duce Petre cu experiențele. Aveau prieteni comuni? Aveau, jucau remi împreună. Uneori i-a apucat dimineața. Ați putea să-mi indicați și mie câțiva dintre acești prieteni comuni? Da, Aurel Gaba, de profesie inginer de vreo 2 ani. Altcineva? Florea Mitrache, un vecin, șofer. Aurora Remeș, pictorița, fata judecătorului, Rodica Vadu, dentistă,
Flaviu Herțeg, student la teatru, coleg de facultate cu Tibi. Mai venea și soția lui George Dâmbu și logodnica lui Aurel Gaba, o studentă, Mariana. De vreo două ori au fost la noi și două bune prietene de ale pictoriței, două surori, Vera și Carmen Miclea, prima profesoară de franceză, cealaltă studentă la chimie. Băiatul dumneavoastră avea o prietenă mai de suflet, n-aș putea spune exact cine era, oscila între Rodica Vadu și Aurora Remeș. Chestie de gusturi. Nu împărtășați aceleași gusturi? Mie îmi plăcea Rodica Vadu și i-a plăcut și lui un timp. Odată însă l-am auzit țipând la telefon. Când l-am întrebat ce s-a întâmplat, mi-a răspuns să-l las în pace cu pipița asta de Rodica. Exagera însă, Rodica Vadu e un om de caracter, mi-a dovedit-o de atâtea ori. Și din tot acest clan, numai George Dâmbu s-a interesat de experiențele soțului dumneavoastră, cel puțin numai pe el l-am surprins eu, ceilalți de altfel nici nu aveau vreo tangență cu medicina. Rodica Vadu era totuși medic stomatolog. Rodica Vadu, cu care eram cât de cât amică, n-a făcut nici măcar o aluzie la experiențele bărbatului meu. Și atunci când eu îi mai povesteam despre nopțile albe a lui Petre, i-am zicea: nu înțeleg, doamnă, de ce lăsați pe soțul dumneavoastră să se omoare atât cu cercetările acelea? Statui nu se mai fac, doamnă. Cu Florea Mitrache, fiul dumneavoastră era prieten bun? De când erau mici rămăseseră prieteni. Cu timpul viața i-a separat. Tipii la facultate, Ică șofer. Ică îi spuneți, da, de la Florică. Aveați o părere bună despre toți cei care îl vizitau pe băiatul dumneavoastră? În linii mari, da. Ca să fiu sincer, am rămas surprinsă când am auzit despre fapta necugetată a tinerilor Dâmbu. Ioana Veronescu își frânse cuvintele. Fuga lui Dâmbu se afla în umbra ticăloșiei comisă de Petre Veronescu și ea nu mai putea vorbi. Cu soțul dumneavoastră ați discutat despre prietenii lui Tiberiu? Am discutat, dar așa va, Petre nu se băga în viața intimă a lui Tibi. Și dânsul avea o părere bună despre acei tineri? Curios, dar tocmai George Dâmbu nu-i cam plăcea. Mi-a spus odată că băiatul acesta are ceva periculos în priviri. Ca să vedeți. Doamnă Veronescu, acum sper că v-ați revenit de pe urma șocului prost de această veste într-adevăr senzațională a prezenței soțului dumneavoastră în rândul celor vii. Să zicem, atunci v-aș ruga să vă concentrați întreaga dumneavoastră atenție. Voi încerca, domnule major. Faceți un efort. Majorul repuse de la capăt banda de magnetofon. Vocea lui Petre Veronescu răscoli până la lacrimi pe soția sa. Vă rog să nu vă mai osteniți cu cercetarea morții mele. Eu l-am sacrificat pe Vasile Bloț. Nu mai agitați lumea cu interogatorii și urmăriri. Nu mai are niciun rost. Vă salut. Ați fost atentă, doamnă? Da, firește. Și n-ați remarcat nimic? Nu. Atunci vă rog, renunțați total la lacrimi. Liniștiți-vă și când veți găsi dumneavoastră de cuvință, voi încerca din nou. Dar atenție! Iona Veronescu ceru să asculte încă o dată banda cu glasul soțului ei. Nu mai are niciun rost. Vă salut! Domnule major, a vorbit Petre, nu-mi cabe nicio îndoială. Bineînțeles. Ultimele cuvinte nu fac însă parte din vocabularul lui. Nu l-am auzit niciodată încheiind o convorbire telefonică cu vă salut. Petre avea un tic verbal, cu respect. Așa spunea el la sfârșitul oricărei convorbiri telefonice cu oricine. Odată i-am făcut și observație. Sunase lăptărea sa să întrebă dacă avem nevoie de ceva ou, că era dinspre crevedia și Petre i-a zis cu respect. Un fior o cuprinse pe Ioana Veronescu. Privirile îl căutară pe maior, ca pe o salvare. Numai atât, doamnă Veronescu, altceva nu v-a mai surprins? Glasul savantului răsună iarăși. Maiorul cunoștea și acel altceva, dar îl voia rosti de Ioana Veronescu. Și nopțile albe sunt bune la ceva, își spuse maiorul. Nu mai agitați lumea cu interogatorii și urmăriri. Se derula apăsător banda. Domnule Adamache, izbucni soția doctorului. Știu la ce vă referiți. Vocea lui Petre. Exact, doamnă, înseamnă că trebuie să facem și pe dracu un patru să-l aducem acasă. Cum, domnule maior, cum? Capitolul 11. Ploaia spăla Bucureștii de toamnă, pregătindu-i parcă pentru întâia zăpadă.
În strada Dornei seara era pustie, dar streașinile cântau neacordat și trist. Locotenentul Marcel Dori își făcea totuși rondul de noapte. Se afla pentru prima dată în străduța liniștită din piața Chibrit, de gardă trimis de Dana Damache din rațiuni tactice. Timp de câteva ore, locotenentul supraveghease vila din curtea casei de vânzare, dar întunericul îl obliga să iasă în stradă la plimbare atentă, în ambele sensuri. Mai era o oră și jumătate până la miezul nopții, până la schimbul lui Dori. Timpul cursese în liniște, din când în când maiorul se mai interesase de vilă prin radioemițător. Marcel Dori se apropia iarăși de obiectiv. Era pe partea opusă vilei. Ploaia îl muiase bine, își numără parcă și pașii ca timpul să treacă mai repede. Deodată numerele îi se amestecară în cap, într-un haos moleșitor. Cineva i-a aplicat o lovitură pe la spate, sub ceafă, și n-a mai existat ploaie, n-a mai existat nimic. Două mâini puternice au tărât trupul inert al locotenentului până în fața casei de vânzare, vis-a-vis de vila Veronescu. Poarta s-a deschis ușor și trupul locotenentului a fost împins lângă gard, în tufiș. A urmat încă o lovitură în cap, dar Marcel Dorin nu a mai simțit nimic. Strada rămăsese tăcută. Două faruri puternice fulgerară perdeaua de strop mari. Mașina a oprit lângă locul viran în fața casei lui Florea Mitrache. Doi bărbați coborâră, împinseră grăbiți poarta descuiată, intrară. O umbră într-un treci strâns apăru dintr-o curte. Urcă la volan. Mașina plecă cu farurile stinse. Peste 10 minute, TV-ul mai mic a apărut pe colțul străzii, torcând liniștit. În fața casei lui Florea Mitrache oprit din nou. Ușa din spatele microbuzului se deschise. O pendulă veche fu repede urcată în mașină. Un bărbat înalt, mușchiulos, cu ochelarii fumurii, verifică poarta. O închisese. TV-ul porni liniștit. Ajunseră la capătul străzii și așteptă să intre în fluxul de pe calea Greviței. O voce îl chema insistent pe Marcel Dori în radioemițător. Locotenente, mă auzi? Locotenente, răspunde. Marcel Dori zăcea însă sub toploaierea. Noaptea se chinuia să mai supraviețuiască în momentul în care Dana Damache se afla la spital la căpătâiul locotenentului. Doctorii erau îngrijorați, contuzie puternică, tovarășe maior, cu spargere de vase, o lovitură ticăloasă aplicată cu precizie diabolică și a doua oară. Adamache fusese puțin furios pe locotenent, considerându-l neatent. Auzind însă cuvintele doctorilor, se gândi că agresorul era un expert al geniului, și mai scuză puțin pe tânărul locotenent. Acum tot ce-și dorea era ca Marcel Dori să-și amintească ceva revelator. Locotenentul se chinuia în zadar. Memoria lui era ca o tablă rasă. N-am văzut pe nimeni, nimeni, Marcele. Tovarășe maior, zise el, la un moment dat, tot ce mi-amintesc este că înainte de a-mi pierde cunoștința, parcă am văzut o femeie în spatele meu. O femeie? Da, singurul om care l-am văzut în ultima jumătate de oră a fost o femeie. A intrat într-o curte, cred că era vreo vecină. Cu mult înainte să fi lovit, cu aproape o jumătate de oră. Ploaia ștersese orice urmă în strada Dornei. Cei mai mulți dintre vecini dormeau la ora aceea. Pe cine să anchetezi, se întrebă maiorul. Când îl descoperiseră pe locotenent în neștire, la 11 și jumătate, mai toate casele de pe strada Dornei își trăseseră vărul nopții peste ferestre. Pe cine să anchetezi? Maiorul regreta doar starea gravă a lui Marcel Dori. Altfel era chiar bucuros de neașteptatul atac. Se petrecea în sfârșit ceva deosebit și în strada Dornei și lucrul acesta îi spunea că cel din umbră a obosit așteptând. Un timp, Dana Damache se întrebase dacă nu cumva atacul asupra locotenentului nu fusese și el un truc, tocmai pentru a îndrepta cercetările pe o pistă moartă. Dar lovitura puternică aplicată locotenentului și a doua oară spunea că agresorul avusese nevoie de o siguranță absolută, altfel nu l-ar fi trimis pe cel ce supraveghea vila la un pas de lumea cealaltă. Necunoscutul alesese deci un timp bine definit, o oră și o vreme când nu prea puteau exista marturi. Primul gând l-a îndreptat spre maior,
spre vila Veronescu, dar nici camera de studiu și nimic altceva din casa savantului nu fusese deranjat. Mai mult, Ioana Veronescu, la ora aceea, în pat, dar trează, nu auzise niciun zgomot prin casă sau prin curte. Iar ploaia aceea blestemată ca un potop ștersese orice urme și nici câinii polițiști, nimeni n-a putut descoperi ceva semnificativ. Procurorul Coste era hotărât, însă să scormonească fiecare curte și casă din strada Dornei. Nu se putea nu se poate să nu dibuim noi ceva. Îl întâmpină el pe Maior. Casa de vânzare și curtea unde îl găsiseră pe Marcel Dori inconștient nu oferiseră niciun semn distinctiv. Arăta ca un muzeu lăsat în paracină. Rămăsese casa lui Florea Mitrache. O cercetară atent. Nimic schimbat față de prima percheziție. Erau două camere mobilate în stil vechi, o bucătărie mai nouă din paiantă și o magazie. Sondele de mână, detectoarele cu stetoscop, aparatul Banksguard pentru detectarea cadavrelor rămăseseră toate liniștite. Ușa de la intrare în cele două camere nu fusese atinsă de nimeni. Telefonul nu înregistrase nicio convorbire. Maiorul deveni puțin îngrijorat. Nu cumva Mitrache ăsta a fost folosit de pomeală? Se întrebă el. Cu gândul acesta se pregătea să părăsească gospodăria șoferului când procurorul îl chemă în bucătărie. Îi arătă peretele de lângă ușă. Varul era ușor șters. Urme proaspete, stabilirea imediat și jurotiră atenție ochii prin încăperea plină cu tot felul de lucruri. Scaune și mese vechi aruncate dezordonat, un cufăr, câteva tablouri, un veritabil talcioc. În dezordinea aceea umblase totuși cineva. Memoria nu-i înșela pe cei doi. Șifonierul e la locul lui, remarcă Maiorul, și totuși lipsește ceva. Pendula aceea mare, stil florentin. Exact, Marius. Se pare că am venit prea târziu. S-ar putea ca tocmai această întârziere să ne ajute. Trecură și în magazie, deschiseră chepengul de la pivniță. Stiva de lemne era așezată ca la cercetarea făcută în urmă cu 3 zile. Solul pivniței mustea sub apă, probabil prin gaura de aerisire s-au scurs câteva rafale de ploaie. Conchise unul din membrii echipei de cercetare. Maiorul nu răspunse nimic. Cercetă gaura laterală de aerisire și plecă tăcut spre ieșire. Era convins că nu ploaia umblase prin pivniță. Ce mister să ascundă și pendula aceea? Își repetă în gând de câteva ori. Cu siguranță că ceva de mare preț din moment ce au riscat atâta. Plecă destul de abătut spre birou. Se interesă încă o dată de caravana românească a tirurilor din Bolonia. Florea Mitrache nu lipsise în ajun. Nici nu se întâlnise cu cineva suspect. Plecase de dimineață spre țară. Trecuse deja pe teritoriul iugoslav. Cine să fi fost atunci în strada Dornei? Acel al treilea necunoscut, cu siguranță. Unde te afli, Mister X, și cu cine mai lucrezi, că nu puteai duce la capăt de unul singur o asemenea acțiune bine regizată și dificilă? Monologul lui Dan Adamachis se întrerupse când intră unul din sublocotenenți. Paul Grădinaru e în camera alăturată. Să intre. Sectoristul pătrunse în birou puțin speriat. Maiorul îl pofti calm să ia loc. Paul Grădinaru se așeză tăcut pe scaun. Tovarășe Grădinaru, noaptea când ne-am cunoscut am impresia că mi-ai ascuns ceva. Pentru asta te-am chemat. Dar n-am crezut, tovarășe Maior, că vă interesează Florea Mitrache. Eu te-am rugat să-mi spui absolut tot ce ai văzut. De ce ți se părea dumitale interesant? De unde optica asta, spuse Dan Adamache. Tovarășe Maior, niciun tovarășe Maior, tovarășe Maior. Ca să mai pierdem timpul, spune, nu cumva ți-ai reamintit ceva semnificativ? Vă referiți la Jetax? Deocamdată. Păi Florea Mitrache a venit pe la vreo 7 cu un taxi acasă. Nu mi s-a părut că era ceva important. Florea Mitrache n-a venit însă singur. Da, a coborât cu 3 femei. Cu 3 femei, da. Și de ce n-ai raportat și asta în noaptea incendiului? De ce, omule? Tovarășe Maior, Mitrache a fost reclamat de vreo 2 ori că are un harem la el acasă și nu voiam să fie chemat iar pe la miliție, mai ales că lumea cam exagera. Pe cele 3 femei le-ai văzut la față în seara aceea? Nu, că eu eram la vreo 50 de metri în colțul străzii. Și au plecat cu Mitrache în cursă?
Nu știu, pornisem pe strada vecină și am reapărut pe Dornei când am auzit motorul dieselului ambalând puternic. Cred că le luase în cabină, că doar pleca pentru mai multă vreme de acasă. Ați reținut numărul jetaxului? Nu, era o Dacia 1300 bej, v-am zis, mă aflam cam la 50 de metri și era seară. De unde știi totuși că era jetax? Poate era o mașină particulară. Era jetax, tovarășe Marel, că avea plăcuța aceea cu taxi deasupra ei. Mitrache a plătit și taxiul a plecat imediat. Pentru Dana Damache, ziua de lucru era practic încheiată. Cornelia îl sună, reamintindu-i că au bilete la operă și că nu e dispusă să piardă încă un spectacol. Dana Damache reuși să fie punctual. Se bărberi, făcu un duș și tocmai își punea cravată primită cadou de la soție, cu ocazia aniversării celor 12 ani de căsătorie, când telefonul aruncă în eter câteva sunete scurte. Vă caută Monte Carlo. Maiorul porni magnetofonul și așteptă liniștit. Vocea lui Petre Veronescu și ea veni imediat. Domnule Adamache? Da, domnule Veronescu. La telefon Petre Veronescu. Nu v-ați plictisit, stimate domn, cu anchetarea morții mele? Maiorul tăcu intenționat. Știa că vocea de la Monte Carlo aștepta un răspuns ferm. Nu, domnule doctor, după care ar fi urmat câteva propoziții sacadate, ca în prima convorbire. Dar maiorul studiase foarte atent banda Zürichului și replică sec. Când veți veni în țară, am să vă explic și de ce nu m-am plictisit, domnule George Dâmbu. Vocea savantului scăpase primele sunete dintr-o frază tip, dar plus receptorul se întrânti nervos în furcă. Acolo la Monte Carlo, trucurile șoase. Maiorul jubila decent. Avea acum dovada regiei. Intuise o asemenea ipoteză în noaptea albă a Zürichului, cum botezase prima convorbire. După ce ascultase înregistrarea pentru a 8-a oară cu cronometrul în mână, descoperise perfecțiunea pauzelor din cuvântul doctorului, pauze calculate exact pentru răspunsul lui de la București. Vocea savantului fusese imprimată cu multă competență pe bandă de magnetofon, dar starea afectivă a doctorului Petre Veronescu reuși să zădărnicească până la urmă toate eforturile unor experți. Vocea lui Petre e prea repezită, domnule Maior. Nu vorbește liber, parcă citește un text, așa îi spusese Ioana Veronescu. Și pentru Maior devenise limpede că savantul nu a putut fi scos din țară, că el a fost obligat să citească în fața microfonului un text compus de cei care îl răpiseră. Petre Veronescu se supuse probabil sub amenințarea morții, dar mizase pe o ultimă carte, recunoașterea schimbării ritmurilor rotunde din vocea sa firească, liberă. Și apelul lui de salvare, rostit prin acele cuvinte năsprite, fusese recepționate ca un SOS în largul oceanului. Ancheta se transformă brusc într-o veritabilă cursă contra cronometru pentru salvarea ilustrului om de știință. Atacul din noaptea trecută asupra locotenentului Dori îi spunea maiorului că răpitorii au intrat în alertă și se aștepta să greșească curând și decisiv.